Cu domnul Cătălin, spuneți-le oameni să vină la biserică, că vină oamenii bătrâni. Oamenii vin la Sfintele Moaște sau oamenii vin la biserică atunci numai când au necazuri. E ca și cum Dumnezeu un fel de spectacol din pe Facebook, apeși like sau bași 50 de euro și vine Coca-Cola de la automat. Singura șansă pentru România, oameni buni, este Iisus Hristos care învia din morți. Maria a spus rabunii și El a zis, Hristos, Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Femeia asta l-a găsit pe Iisus în grădina mormântului în dimineața aceea când a înviat, zi de sărbătoare, prima zi a săptămânii, Sfintele noastre sărbători de Paști. De-aia spune România, Hristos a înviat și toată România spune, adevărat a înviat, singurul care a înviat, oameni buni, și este viu în vecii vecilor și are puterea asupra vieții tale, asupra vieții tale și asupra vieții mele. Are putere Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Dacă te încrezi în această seară în El, nu trebuie să faci nimic, nu schimba religia omului bun, că l-am venit să vă spun în dregiu vrăjel. Du-te acasă la tine și spune, Doamne Dumnezeule, sunt un om păcătos. Mărturisesc că ai murit pe cruce, noi credem în cruce, oameni buni. Acolo în centru am văzut la dumneavoastră o cruce mare de 4 metri în marmură. Am vrut să mă pun lângă cruce și să plâng ca Maria. Oare cine mai plânge în general asta? Haideți să vă spun ceva. Este un verset cel mai verset, cel mai scump verset din Biblie. Și are numai două cuvinte. Când s-a apropiat Iisus la mormântul lui Lazar, spune un singur cuvânt, spune acolo, Iisus plângea. Iisus plângea. În seara asta Iisus plânge pentru oameni care fac urât, care își jură, care își bat părinții, care își bat soțiile. La noi de Sfânta Paraschiva anul trecut, de-aia a venit la dumneavoastră tura asta, ca să văd ce se întâmplă la Iași. La noi în Bucovina a fost la mănăstire un bărbat, a prins lumânări, a sărutat toate icoanele, după aia s-a băgat în bar și a băgat 7 beri și puțin vin și a mai amestecat cu ceva alcool. Când a ajuns acasă, eram în curte, a prins femeia de păr, i-a dat 2 peli și a luat-o în casă ca să-i dea și restul. Vreau să vă spun un secret, dacă credeți că e secret, e pe Google, căutați, vă dau acum site-ul. Mâine seară, pentru că la noi e sărbătoare în România, peste 10.000 de femei vor fi bătute în România. Pe baza alcoolului, pe baza violenței domestice din familie, pentru că noi avem în România o societate care crede că noi avem de toate. Uitați-vă, noi ne-am îndepărtat de Dumnezeu, oameni buni. Nu vedeți că suntem oameni răi? Îi spui la copil, nu păgătești un priză. Unii bagă, un priză. De la început, de acum 7.000 de ani, de când e lumea pe pământul. I-a spus Dumnezeu la Adam și Eva, o chestie simplă. Domn părinte a spus azi dimineață, aceeași treabă, eu vă repet. Omule, poți să mănânci din toți pomii din grădină, da? Poți să mănânci din toți pomii din grădină, dar din pomul ăsta nu mânca. Mănâncă din toți pomii, te rog frumos, auzi, am și eu un pom aici, lasă pomul ăsta în pace. Nu. Ce-a făcut? Prima dată s-a dus și a mâncat din pomul ăla. Pentru că natura noastră, doamnelor și domnilor, este să ne autodistrugem. Făceam un comentariu pe net pe Facebook zilele astea și am spus singura rasă capabilă de autodistrugere este omul. Părinții, respectați copiii, pentru că viața e frumoasă dacă știi să o trăiești. Auziți, știți ce se aude în boxe? Beau, fumez, mă distrez, nu stau, întotdeauna e așa cum vreau. Ați auzit? Știți piesa asta? Mai era una. Alcoolul este viața și viața e alcoolul. Din zori până seară trăim în pericol. Ați auzit și piesa asta? La noi se promovează alcoolul și chiar și în muzica populară, cu tot respectul. În muzica populară, am să beau și am să chefuiesc. Sau, hai bădiță și-mi arată, băi! Ai înțeles? Chiar și în muzica populară. Hai cu mine după jură, stare cât ești de bune. Ai înțeles? Chiar și muzica populară, oamenii sunt îmbrăcați popular și promovează infidelitatea, adulterul, pornografia, distruge familii, societatea asta. Dați-vă, oamenii au venit să caute aici ceva la biserică. Oare ați găsit? Ce ați găsit? Păi ați găsit că la valii de biserică au 30 de chioșchi cu icoane și cu lănțișoare și cu suveniri. Și omul spune, au fost la Iași, pentru că păi, mi-am cumpărat o iconiță. Bravo, tată! Altceva? Și-a primit țigară. Deci, ai înțeles? Cumpără iconița, dă 10 lei și după aceea cu 15 lei cumpără o pachetă de țigară. Deci eu nu văd unde logică.
mi-a spus domn părinte, Cătălin întreabă generația tânără care lucrez, că am fost în Olanda, în toată Europa, și vorbesc cu oamenii pe străzi și în țări, și în sate și în comune mergem, și vorbim cu oamenii și le spunem, ce căutați oameni buni? Dacă stați o secundă să vă spun, niște femei acum 2000 de ani, într-un cimitir căutau ceva. Îl căutau pe Iisus. Și au venit niște îngeri, acolo la cimitir, unde credeau că Iisus a murit, el a înviat, și au spus îngerii, de ce căutați pe cel viu între cei morți? Au spus femeile, de ce căutați pe cel viu între cei morți, îngeri? Iar noi, generația noastră din România, dragi, caută printre morți, caută prin cimitire, parcă suntem generația lui Michael Jackson, zombie. Parcă suntem zombii, parcă toți suntem arheologi românilor. Toți suntem arheologi, căutăm ceva. Dacă îngerii l-au spus la femei, de ce căutați pe cel viu între cei morți? Noi ce căutăm? Sau de fapt ce căutăm aici? Și ce caut oameni? Un loc la terasă, un loc la bar, în față. Fiecare vrea să ajungă mai în față. Fiecare vrea să facă mai mulți bani. Fiecare vrea să fie apreciat pe TikTok, pe Facebook, pe Instagram. Spuneam mai devreme că o domnișoară a spus că o pareat cu fetele la școală și a zis am să arăt cum știu să fac eu 10 like-uri pe secundă. Și-o tras o leacă fusta mai sus. Și-o pareat a doua zi cu fetele la liceu și-o zis eu îți arăt că știu să fac 100 de like-uri pe secundă. Și-o tras domnișoara mea fusta și mai sus. Și la 3 săptămâni fata asta a apărut în monitorul Suceava, violat în Burdujeni. Ai înțeles? Pentru că oamenii au căutări. Ai înțeles? Oamenii au căutări și caută unde nu trebuie.